Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la Momentul Adevărului. De ce are nevoie Câmpina este titlul pe care l-am ales pentru emisiunea din această seară. De ce are nevoie Câmpina, întrebare alături ale cărei răspunsuri voi încerca să le aflu în această seară, alături de primarul municipiului, domnul Horia Tiseanu, căruia îi spun bine ați revenit alături de noi. Bine v-am găsit! Aveți, stimați telespectatori, și un număr de telefon care vă stă la dispoziție pentru a adresa întrebări în direct domnului primar. 0344-115-184 este numărul de telefon. Așteptăm așadar telefoanele dumneavoastră. Domnule primar, începem discuția noastră din această seară cu un subiect, spun eu, extrem de plăcut. Atât pentru dumneavoastră în calitate de edil șef al Câmpinei, cât și pentru câmpineni. Sărbările toamnei este o manifestare care deja are tradiție acolo la Câmpina. Iată, ne aflăm la cea de-a șasea ediție. În perioada 14-15 septembrie, Câmpina este iarăși în sărbătoare. Am să vă rog pe dumneavoastră să ne divulgați câteva din surprizele care îi așteaptă pe câmpineni și nu numai pe ei. Într-adevăr, este o invitație, sper foarte plăcută pentru câmpineni, dar și pentru localitățile din jurul Câmpinei, de a participa la aceste sărbări ale toamnei. În aceste două zile vom avea mai multe spectacole. În fiecare seară vom avea spectacolul între ora 19 și 23, iar ziua vom avea, pe de o parte, diferite atracții pentru copii, clowni, pictură pe față, împletite baloane, dar și tarabe cu dulciuri și cu jucării. Iar pentru cei mai mari vom avea niște terase unde se pot consuma mici, bere, unde oamenii pot sta de vorbă și pot să petreacă timpul liber împreună. Deci sperăm să fie două zile în care oamenii să iasă din casă și să stea împreună, vizionând și diferitele momente artistice de pe scena care se va monta pe centrul municipiului Câmpina. Există o tematică anume la care v-ați gândit pentru ediția de anul acesta? Nu există o tematică anume. A fost aleasă o ofertă din mai multe oferte prezentate. Din păcate, suma de bani este destul de mică pentru această manifestare, pentru acest eveniment. De aceea, ofertele n-au putut să vină cu artiști foarte cunoscuți pentru spectacole de seară. Pentru că vorbiți de sumă, știu că inițial suma alocată a fost de 187.000 de lei, ulterior ea scăzând la 130.000 de lei. De ce s-a decis reducerea sumei alocată acestui eveniment? A fost o reducere, după părerea mea, surprinzătoare în Consiliul Local a sumei de bani, cu 60.000 de lei noi, banii fiind transferați către școala centrală pentru un laborator de informatică. Acum se pune problema sub două aspecte. Unul, fiecare școală are nevoie de un laborator de informatică și mă întreb ce se va întâmpla dacă fiecare școală o să ceară câte 60.000 de lei. Spuneți dumneavoastră că s-a creat precedentul? S-a creat un precedent. În al doilea rând, am văduvit această manifestare, sărbările toamnei, de o sumă importantă de bani de 60.000 de lei, din cei 180.000 de lei. De aceea, ea este mult mai săracă. Deci, în afară de spectacole de seară și câțiva clowni, câțiva animatori, într-un număr nesemnificativ, nu vom mai avea o temă a spectacolului, a manifestării, așa cum am avut ultima oară, acum 2 ani, Câmpina medievală sau care alegorice, cum a avut anul trecut, sau alte momente interesante, alte, manifestări dedicate unei teme, ci vom avea doar terase cu mici, cu bere, chioșcuri pentru copii cu dulciuri și, bineînțeles, standurile pe care le așteptăm, cu vânzare de produse nealimentare, obiecte de artizanat, olărit, bijuterii și așa mai departe. Și totuși sunt artiști recunoscuți la nivel național care vor urca pe scena de la Câmpina și am să vă rog să-mi permiteți să citesc câteva din numele artiștilor care, așa cum spuneam, vor veni la sărbările toamnei. Iată, Ionuț Dolănescu, soția sa Doinița, Delia Matache, DJ Project și Adela Popescu, Maria Dragomiroiu, Andreea Bănică, Bere Gratis. Sunt nume celebre. Da, sunt nume celebre. Nu sunt chiar grupurile cele mai îndrăgite, care și costă cel mai mult, cum ar fi Holograf, Iris,
Ștefan Bănică Junior, Loredana Groza, deci acele grupuri celor sunt mari de bani, care n-a putut fi asigurată nici măcar pentru seara a doua. Dar să sperăm că bere gratis în seara a doua, duminică, și DJ Project și Adela Popescu o să constituie niște piese de rezistență care o să încânte publicul din centrul municipiului Câmpina. Simt așa o dezamăgire la dumneavoastră. Da, pentru că mi se pare păcat ca pentru număr de calculatoare care se duc la una dintre multele școli câmpinene să văduvim toți câmpinenii de o manifestare anuală pe care o așteaptă toată lumea și la care vor să se ducă cu drag. Dacă ar fi să întrebăm, domnule primar, adică, pe acei consilieri care au votat reducerea sumei alocate pentru sărbările toamnei, cred că răspunsul pe care l-am primit ar fi e mai bine să investim în educație decât într-o manifestare de gen care vine și trece. Da, o să vin și eu cu replica. Și o să spun că am avut spectacole deosebite în comune, la Cornu, la Poiana Câmpina și atunci la municipiul Câmpina, cu atât mai mult trebuia să avem un spectacol de înaltă ținută. Ori avem un spectacol, cum să zic, aproape de rangul 2, să zicem, deci cu cântăreți de rangul 2, cap de afiș. Deci nu avem cântăreți de rangul 1, cum ar fi, eu știu, cum spuneam, Holograf, Iris, Ștefan Bănică Junior. Dar dacă ținem cont că avem și un foc de artificii la sfârșitul programului, duminică seară, după ora 23, să sperăm că în total general o să fie o manifestare frumoasă la care câmpionul să participe și principalul este să, cum să zic, să bea un pahar de bere împreună, să stea împreună în centrul municipiului și să vizioneze, bineînțeles, aceste spectacole, care sunt multe totuși, sunt multe apariții, chiar dacă nu sunt, cum să zic eu, de rangul întâi. Până la urmă, este o acțiune binevenită și câmpinenii se simt bine în orice situație și indiferent cine evoluează pe scenă, important este starea lor de spirit, care este una pozitivă, una bună. Trecem acum, domnule primar, la problemele administrative cu care vă confruntați, se confruntă câmpinenii zi de zi, pentru că asta este. Apel către cetățeni privind aruncarea câinilor maidanezi. Dacă ne dorim un oraș fără maidanezi, acest adevărat fenomen de abandonare a câinilor trebuie să înceteze. Haideți să facem echipă și să punem capăt acestei situații. Apelăm la dumneavoastră și vă rugăm să ne semnalați cazurile de abandon al câinilor pe raza municipiului Câmpina. Pentru ca efortul dumneavoastră să fie eficient, vă rugăm să ne comunicați cât mai multe detalii, ziua și ora abandonării câinilor, numărul de matriculare al autovehiculului care aduce câinii, dacă este posibil, identitatea persoanelor sau firmelor de pază. Este un comunicat care vă aparține. Da, este o încercare a primăriei municipiului Câmpina de a identifica pe cei care aduc câini în orașul nostru. Pentru că este evident, cred că pentru toți cei care sunt atenți la această problemă, că apar mereu câini noi, apar mulți câini noi și societatea comercială care strânge câini nu mai face față. Pentru că deja are 300 de câini, are deja 300 de câini strânși acolo și nu mai face față, ar trebui să construiască noi padocuri, noi adăposturi pentru câinii pe care trebuie să-i primească acolo, lăsând la o parte faptul că întreținerea lor este sarcina societății din banii în sumă fixă pe care dă Consiliul Local. Și cât costă seama, un câine? Nu dăm banii pe câine, dăm banii la total 9.000 de lei pe lună. Ceea ce înseamnă destul de puțin dacă considerăm faptul că din acești bani trebuie să hrănească câinii, să-i trateze pe cei care trebuie tratați, să-i castreze, trebuie să plătească salariile, întreținerea, medicamente, operații și așa mai departe. În urma acestui comunicat, care, așa cum spuneam, vă aparține, ați primit semnale din partea cetățenilor, din partea câmpinenilor, menite să încurajeze acțiunea aceasta de strângere a câinilor comunitari de pe străzi? Încă nu. Există interactivitate? În afară de comunicatul pe care noi l-am lansat în presa locală, vrem să distribuim și niște fluturași către toate familiile din Câmpina, către toate gospodăriile, prin care să aducem la cunoștința oamenilor același lucru și anume intenția noastră de a primi informații despre cei care aduc câini. Putem presupune și faptul că o anumită asociație care se ocupă cu strângerea câinelui n-a fost mulțumită de faptul că o societate comercială, nu dau nume acum, a câștigat
administrarea acestui serviciu în Câmpina și că aduce câini din alte părți. Dar este greu să ne dăm seama până când nu prindem pe cineva. De aceea rog toți câmpinenii să nu creadă că aceasta este o invitație la delațiune. Să considere că este un ajutor pentru Câmpina dacă ne spun în ce zile, la ce ore, din ce autovehicule au fost lăsați câini. Pentru că îi vedem și oricând vedem un grup de câini care sunt dezorientați, care stau pitiți sau alături de stradă, cum am văzut lângă pod la Telega, am văzut acum astăzi pe strada Schelor un grup de câini cu pui, cu tot, câinii care stau grupați și nu sunt în largul lor, înseamnă că stau duși de curând din altă parte. Revenim imediat la subiect. Îmi spun colegii că avem un prim telespectator. Alo, bună seara! Alo, Sărămâna! Bună seara! Eu am și o întrebare. La ce are nevoie Câmpina? Eu, s-aude? Da, vă ascultăm. Da. Eu locuiesc pe Alea Constructorului în Câmpina. Da. Lângă bulevard aici. Am văzut că s-a asfaltat peste tot. Pe aleea asta nu e nici lumină, nu e nici și asfalt. E un lipsă de capac la un cămin și e pusă o dală mare de pătrată de beton. Deci, de aleea asta nu se îngrijește nimeni. Este nevoie, că aici este copii, e nevoie de lumină, e nevoie să se ascute capacele care nu știu cine le-a furat. De fapt, au fost furate toate, dar văd că a pus decât unul, că sunt vreo trei capace. Și aleea nu e asfaltată de în timpul 77, de când a făcut ICIM-ul asfalt. Deci pe noi ne-a dat la perete, la spate, și suntem destui și noi aici. Suntem 20 de locatari la bloc, în afară de case, ce mai sunt. Am înțeles problema dumneavoastră. Mulțumim deci, pentru telefon. Spuneți. Deci noi avem și noi nevoie de așa ceva. În regulă. Să se astupe căminele, că pică copiii în ele și își rupe gâtul, cum a căzut un băiat acum câteva zile acolo, lângă, aproape de cinema. A dus până la gât în capacul ăla de hazma acolo. Mulțumim. El a fost rupă piciorul. A fost la poliție, a venit de la primărie. Mulțumim foarte mult, mulțumim foarte mult pentru telefon. O seară bună, haide să ascultăm ce are de spus și domnul primar. O seară bună. Alea Constructorului, domnule primar. Da, eu o să vorbesc repede pentru că probabil că o să mai avem și alte telefoane. Mă rog. Alea Constructorului este o alee destul de lată, care este prinsă în planul de modernizare din acest an, ceea ce înseamnă că o vom reasfalta în anul 2013. În afară de asfaltare, așa cum am făcut în toate zonele de blocuri, pentru că și acolo avem un bloc de locuințe, dacă nu două, vom reface și iluminatul public, deci vom monta stâlpi de iluminat public, dacă nu sunt, sau îi vom repara pe cei existenți, astfel încât înainte de a asfalta să tragem instalațiile și să avem și lumină în acea zonă. Iar cu capacele acoperite cu dale, într-adevăr trebuie să ridicăm această problemă către Hidro Prahova, care trebuie să ocupe de ea, așa cum ar trebui să ocupe și de acel capac aflat pe Bulevardul Carol I, vis-a-vis de cinematograf, unde a picat un cetățean, unde s-a lovit la picior și putea chiar să jupă picioarele, și cred că acolo este și vina salariaților primăriei care trebuiau să ocupe de acest lucru și nu s-au ocupat, și vina Hidro Prahova, care efectiv trebuia să schimbe capacul, având în vedere că acel capac care era pus acolo nu se potrivea cu rama, era mai mare decât rama. Și atunci evident că el putea bascula oricând. Mai sunt și alte zone în Câmpina de genul celei prezentate de telespectatorul care tocmai a sunat? Cred că mai sunt. Nu sunt multe zone, dar sunt foarte periculoase. Chiar în raportul poliției locale de ieri am văzut încă o zonă cu un capac care în urgență l-am transmis către ADPP să ia legătura cu Hidro Prahova să schimbe capacul. Eu zic că angajatul primăriei care lucrează la DPP și nu s-a ocupat de acest lucru va fi sancționat și sper că și Hidro Prahova va să facă acest lucru cu angajații care n-au schimbat capacul la timp,
pe Carol I vis-a-vis de cinematograf. Exact, de vedere acel că, caz, voiam să vă spun și eu, da, este așa de foarte mult timp, acea gaură de canalizare în care este înfipt un o creangă ceva. Nu, nu, era un capac acolo, dar nu, capacul nu stătea bine. Și am avut aceea solicitare și în aprilie 2013 și nici atunci nu s-a luat măsuri cu această problemă. Și atunci, eu zic că cineva din primărie și din Hidroprac va trebui să fie sancționat, un angajat, pentru și că nu și-a făcut datorie. Și să se ia măsuri în sensul acesta. Și bineînțeles, să se ia măsuri, schimbarea capacului, sudarea lui, nu știu, da, mă gândesc că nu e un efort cumva foarte da, mare, nu e chiar deloc un problem. Mai avem gravă un telespectator. Alo, bună seara! Alo, bună seara! Ascultăm! Am și eu două întrebări pentru domnul primar, dacă se poate. Vă ascultăm! Da. Locuiesc pe calea Doctanei, aleea Ulme, numărul 4. Da. Sunteți vecin cu rafineria. Cine mai face la rafinerie curățenie? Că rămâne că și o bolană de șerpi de la rafinerie, că suntem vecini cu gazul rafineriei. Puteți să repetați, vă rog, întrebarea, că nu prea se aude. Sunt pe aleea Ulmet, suntem vecini cu rafineria Câmpina. Da. Care este problema, dacă puteți să spuneți? Păi zic, curățenia de rafinerie, ce nu mai face? Că bălărilii cât casa și pomii ne mănâncă o bolană și șerpi aici. Am înțeles. Și cea de-a doua problemă? De-a doua întrebare, când ne asfaltează și nouă aleea Ulmet? Mulțumesc și bună seara! La revedere, o seară bună! Așa gravă este situația în zona rafinăriei? Da, nu mi-a dat seama dacă e așa gravă, pentru că probabil că vegetația se vede din capătul aleii către rafinărie. Nu este vizibil din calea Doftanei. Deci probabil că există o problemă și o să facem o scrisoare către rafinărie prin care să le cerem să-și întrețină curtea, fațadele, gardurile, așa cum avem prins într-o hotărâre a Consiliului Local. Avem posibilitatea să-i și amendăm dacă nu fac acest lucru, dar sunt convins că o să se ocupe de această problemă. Cea de-a doua problemă, iată încă o sesizare asfaltarea legată de asfaltări. Mai durează până asfaltăm această alee. În niciun caz nu putem spune că este ultima alee ca și constructorul neasfaltată sau nereasfaltată. Mai sunt multe alei neasfaltate sau nereasfaltate și străzi chiar, dar le facem și noi pe măsură ce bugetul ne permite. Și mai sunt și alte condiții, aici în cazul ăsta nu e, dar în alte, pe alte alei și străzi trebuie să mai introducem și canalizare, Hidroprac va să introducă canalizare, mai sunt și alte probleme corelate. În cazul aleei Ulmet nu este așa, pentru că știu că este ultima alee cu canalizare, pe care am introdus canalizare pe calea Doftanei, care se scurge către BPHD-ul. Restul va merge către Ecaterina Tudorel în lucrarea nouă. Se pare că întrebarea afișată pe ecran în această seară și prezența dumneavoastră în studio, domnule primar, suscită atenția foarte multor telespectatori care vor să intre în legătură cu dumneavoastră, pentru că mai avem un telefon. Da. Alo, bună seara! Alo, bună seara! Vă ascultăm, doamnă! N-aș vrea să-mi dau numele. Nicio problemă. Sunt din Bănești, decât atât pot să spun. Și chiar voiam să-l întreb pe domnul primar când se poate ocupa de strada de la Casa Speranței, Casa de Copii, de la Slobozia, către Emon. Strada, vorbiți de stradă, da? Da. De asfaltarea străzii. La ce vă referiți exact? Asfaltarea străzii, fiindcă este dezastru. Și ținând cont că circulă maxi-taxi Mușcel Voila, dacă nu mă înșel, chiar eu circul în zona aia destul de mult. Am înțeles, doamnă. Vă mulțumim foarte mult pentru telefon. Iată foarte multe semnale din partea telespectatorilor legate de asfaltări la Câmpina. Acum, aș vrea să fiu și eu puțin rătăcios până să dau răspunsul. În momentul în care mandatul trecut spuneam că asfaltarea este o lucrare principală, am fost acuzat de opoziția din acea dată că sunt asfaltangiu, că nu mai știu altceva decât să asfaltez. Iată că n-a fost suficient de asfaltangiu. Iată că acestea sunt problemele pe care doresc cetățenii să le rezolvăm și atunci trebuie să ne ocupăm de ele. Vestea bună este că tronsonul din Bulevardul Nicolae Bălcescu, situat între Seră și Emon Electric, între intersecția cu Stada în Luncă, va fi asfaltat în acest an.
Acest tronson face parte din lucrarea amplă de reasfaltare a întregii artere principale, Nicolae Băcescu și Carol I, și cu niște restricții pe care poate le discutăm puțin mai târziu, trei tronsoane pot fi reasfaltate, printre care și acesta. După părerea mea, acesta este primul tronson care va fi reasfaltat în acest an. Deci, de la Seră până la intersecție cu Strada în Lungă. Tronson care are un strat de asfalt foarte vechi. Eu am copilărit acolo și locuiesc acolo, deci de 55 de ani, nu s-a mai asfaltat acea stradă. A fost doar reparată, dar asfaltul existent deja este crăpat, este făcut praf. Deci iată-ne, mai spune telespectator, că și pe strada Voila sunt probleme în ceea ce privește asfaltarea și pe bulevardul Carol I. Și pentru că tot vorbim, apropo de Voila, ce răspuns ați putea da? E inclus pe și Voila, inclus și această stradă? Până când nu se înlocuiește canalizarea de către Societatea Hidroprahova, prin acel proiect descris în master plan, acel proiect județean, nu putem să reasfaltăm strada. Acum, cei de la Hidroprahova sunt foarte entuziaști și spun că anul trecut o să înceapă lucrarea. Eu am crezut că erau foarte entuziaști și ne vor spune că va începe anul ăsta. Ne-au spus, bun, la începutul anului viitor o să înceapă lucrarea. Măcar la începutul anului viitor să înceapă lucrarea, tot ar fi bine, pentru că ei sunt acum într-o fază de studierea ofertelor, au 31 de oferte, dacă nu mă înșel, pentru această lucrare de introducere a canalizării pe mai multe străzi din Câmpina și Bănești și să sperăm că se termină toată licitația, se întocmește contractul de finanțare, contractul de execuție, astfel încât la începutul anului viitor să începem cele două cartiere mari, Câmpinița și Voila. Dar până atunci nu se poate apela la o soluție de compromis pentru ca oameni din zonă să se bucure și ei de acces circulabile? Din păcate nu putem decât să reparăm cu asfalt strada Voila, strada Bulevardul Carol I pe Câmpinița și așa mai departe și nu să le reasfaltăm. Pentru că după aceea trebuie să le spargem pentru canalizare și este păcat să cheltuim banii cu astfel de lucrare. Și problema legată de Bulevardul Carol I, pentru că toți suntem la capitolul asfaltării, este o problemă pe care am mai discutat-o și în emisiunile anterioare. Îmi spuneați înainte de a intra în direct că, iată, o veste bună pentru câmpineni, începeți lucrarea pe cont propriu. Trebuie să vă spun că Ministerul Dezvoltării actual, să zicem așa, între ghilimele, s-a bâlbâit foarte mult până ne-a dat un răspuns destul de clar privind această lucrare. Deci, în momentul în care ne-a spus în ultima scrisoare că dumnealor nu vor mai finanța această lucrare, că trebuie să ne găsim altă sursă de finanțare și ne-au predat tronsonul pe care îl predasem înainte spre asfaltare către Ministerul, l-au predat înapoi, în momentul ăsta noi considerăm că putem să ne apucăm de lucrare cu banii noștri, chiar dacă la nivel de minister și societatea comercială care câștigase licitația, încă mai există niște litigi. Dar noi considerăm că suntem în proprietate în ce privește acel tronson de stradă. Dacă avem răspunsul clar că nu se mai finanțează programul PNDI așa cum trebuia să se finanțeze, să intenționa până la jumătatea anului 2012, îl finanțăm din fondurile noastre pentru că avem bani prinși în buget. Acum, din toată artera principală, Nicolae Bălcescu și Carol I trebuie să scădem niște tronsoane. Și anume, Nicolae Bălcescu, de la strada Sondei până la Steră, se va înlocui conducta de apă, care este foarte veche, are aproape 100 de ani, printr-un proiect finanțat de Banca Comercială a Consiliului Europei. E un proiect mai puțin cunoscut cu fonduri europene, dar noi ne-am bucurat foarte mult că există, pentru comunități, pentru sub 50.000 de locuitori, așa cum suntem noi în municipiul Câmpina. Și vom locui conducta de apă. Până vom face această lucrare, bucata asta nu o să o reasfaltăm, o să o mai reparăm. După aceea, de la strada Sondei până la Toma Ionescu, prin proiectul prevăzut de master plan, de care vorbim mai devreme cu Hidroprahova, se va înlocui conducta de canalizare, care este, dacă nu mă înșel, situată la o adâncime foarte mare, de 6 metri, deși acolo nu putem lucra pentru că întâi trebuie să schimbăm conducta de canalizare. Rămâne de înlocuit în urgență și putem face lucrarea între strada Toma Ionescu și strada Golești,
deci până la biserica de la Brazi, acolo putem face lucrarea și de fapt asta constituie chiar centrul municipiului Câmpenea și aici vom face lucrarea în acest an pe capitolul reparații, pentru că așa l-am băgat acum, ca să nu mai fie nicio discuție legată de investiții cu dublă finanțare, ca să fim noi sigur că nu mai avem probleme cu ministerul, considerăm că facem lucrare de reparație. De fapt, este chiar o lucrare de reparație capitală, să zicem. Ați fentat oarecum. Da, am găsit o cale legală. Birocratică. Așa, după aceea, de la strada Golești, de la calea ferată până la bazin, nu reasfaltăm pentru că trebuie să introducă hidroprahova canalizare, așa cum spuneam, să sperăm anul viitor să înceapă în primăvară lucrarea, iar de la bazin până la Lunca Cornului, până la podul pe Lunca Cornului, vom face lucrarea în acest an. Iar este un tronson care nu are nevoie nici de schimbarea conductei de apă, nici de conductă de canalizare. Deci, practic, vom avea trei tronsoane pe care vom lucra. Pod Bănești până la Seră, Nicolae Bălcescu, pe Carol I de la Toma Ionescu până la strada Golești, până la linia de cale ferată, să zicem, și de la Bazin până la podul de la Lunca Cornului. Astea vor fi reasfaltate în acest an. Restul, după ce facem lucrările de care vorbeam mai devreme. Am înțeles. Sunetele spectatorii în continuare da. Vor să intre în direct cu dumneavoastră. Trebuie însă acum să luăm o scurtă pauză de publicitate. Revenim în câteva minute, doamnelor și domnilor. În cea de-a doua parte a emisiunii aveți ocazia să intrați în direct cu primarul Câmpinei. Ne întoarcem imediat. Complexul turistic și de agrement Perla din Păulești vă oferă un loc ideal pentru organizarea evenimentelor speciale. Restaurant cu 3 săli, cu o capacitate totală de peste 300 de locuri, terase acoperite și foișoare, pensiune și cazare însumând 28 de camere de 3 stele, sală de conferințe, piscină în aer liber pentru copii și adulți, terenuri de sport și locuri de joacă pentru copii. Petrece clipe de neuitat cu prietenii și familia la complexul de agrement Perla din Păulești, la numai 7 km de Ploiești. Informații suplimentare la telefoane 0244 224 303 sau 0728 967 236. Mai multe detalii pe internet la www.complexperla.ro. Dolly Supermarket. Dolly Supermarket. Gresie, faianță și obiecte sanitare. Magazin de prezentare în Ploiești, strada Târgoviștei, numerele 11-14, zona Podul Înalt. Dolly Supermarket. Consultanță de specialitate pentru cele mai frumoase case, hoteluri și birouri. Broker SA, societate de servicii și investiții financiare. Broker SA, singura societate de investiții financiare listată la bursă cu platformă de tranzacționare multi-market și multi-asset. Vă oferim nivel de transparență ridicat și un serviciu de analiză zilnică performant. Emitem produse structurate bazate pe cotațiile indicilor Dow Jones și Eurostoxx 50. Broker SA, viitorul investițiilor tale. Broker SA Ploiești, strada Griviței, numărul 2, bloc H, scara A, etajul 1, apartament 2, telefon 0344 107 242, www.sisifbroker.ro. Tomograf Câmpina vă oferă servicii complete de tomografie în incinta Spitalului Municipal Câmpina. Tomografii craniene, toracice, abdominale, pelvine, membre, gât, coloană cervicală și lombară. Tomograf Câmpina. Rezultate sub semnătura unor medici renumiți din București la prețuri avantajoase. Programări la telefoane 0244 331131 sau 0731 423703. Octopus Car Wash, spălătorie auto de top, pe strada Vornicei, numărul 6, lângă Registrul Comerțului. Octopus Car Wash, produse profesionale, personal calificat. Mașina ta va fi ca nouă, iar între timp ție îți stă la dispoziție aparatul de cafea. Octopus Car Wash, strada Vornicei, numărul 6. Oh, dar ce avem noi aici? E Toyota Yaris, cea mai deșteaptă mașină din oraș, după câte văd eu de aici de sus. Ia, fii atent aici.
Toyota Yaris. Frumusețe și inteligență la un loc. Lexis. Engleză intensiv pentru copii și adulți. Metode moderne și eficiente. Certificare internațională. Pregătire de specialitate pentru susținerea examenelor Cambridge și Trinity. Lexis. Program flexibil și profesori specializați. Lexis. Cursuri de limbă germană, italiană și spaniolă. Lexis. International School of Languages. Lexis. International Show of Sprachen. Înscrierile din iunie și iulie au 15% reducere. Cauți o variantă mai ieftină pentru mașina ta? Noi îți prezentăm soluția! Rivert Serv, parcul de dezmembrări auto, vă oferă motoare, cutii de viteză, punți, piese de caroserie, jante, cauciucuri, faruri și alte componente pentru o gamă variată de auto-utilitare. Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter, Fiat Ducato, Peugeot Boxer și Iveco. Vindem și auto-utilitare second-hand la cele mai bune prețuri. Rivert Serv, parcul de dezmembrări auto. DN1B Chițorani, la intrarea în Valea Călugărească. Află acum dacă piesa pe care o cauți la cel mai mic preț este în stocul nostru. Telefoane 0733-756-713 și 0721-980252. Mai multe detalii pe www.ribertserv.ro. Frumusețea poate fi creată prin stil. Wanda Style & Beauty îți oferă tot ce ai nevoie ca să te simți frumoasă. Hair styling avantgardist, dar și clasic, manicură și pedicură după cele mai noi tendințe, cosmetică și tratamente cu produse revoluționare. O echipă de profesioniști care trezește femeia din tine. Wanda Style & Beauty, excelență în hair styling. Ploiești, strada 13 decembrie, numărul 13. Telefon 0244 573-200. Ofertă unică! Fabrica de confecții Sabire Impex din Câmpina angajează personal fără experiență în mașina de cusut cu instruire la locul de muncă. Se oferă tichete de masă și transport gratuit. Vă așteptăm la sediul firmei din Câmpina, strada Frații Goleși numărul 10, în spatele Bisericii Catolice, telefon 0736-863-332. Am revenit, doamnelor și domnilor, Horia Tiseanu, primarul municipiului Câmpina, invitatul meu din această seară, 0344-115-184, numărul de telefon pe care îl aveți la dispoziție pentru a intra în direct și a adresa întrebări primarului Tiseanu. La fel, o întrebare din partea unui telespectator, domnule primar, ce se întâmplă la satul de vacanță de pe Voila? Ce se mai face acolo? E în paragină. Nu se întâmplă nimic. Nu se întâmplă nimic. Din păcate, eu știu, nici nu mai știu cine este proprietarul acestui sat de vacanță. Bănuiesc că Ministerul Educației sau Tineretului. Știu că pe vremuri erau... Înainte era direcția Tabere, acum câțiva ani, care tot ne promitea că ne transferă satul de vacanță. Acum, eu știu că și domnul deputat Vigil Guran încearcă să preia satul de vacanță și că a făcut niște demersuri. Odată era optimist și spunea că se poate rezolva această problemă. Văd că nu se întâmplă nimic. Văd că nu se întâmplă nimic și văd că în mai multe guvernări, pentru că am prins mai multe guvernări, problemele de restituire a unor proprietăți, transfer a unor proprietăți, se opresc undeva. Se opresc undeva printr-un minister. Până una alta... Probabil că cine știe ce interese. Deocamdată, din păcate, satul de vacanță este neutilizat, este și într-o în paragină, stare de degradare avansată. Și noi abia așteptăm să-l primim și să-l renovăm. Mai avem un telefon, domnule primar. Alo, bună seara! Bună seara! Vă ascultăm, vorbiți un pic mai tare, vă rog. Da, bună seara! Pot să-mi spun și numele, că nu este un secret. Ștefan Nicoleta mă numesc. Nu prea vă auzim, vorbiți un pic mai tare, vă rugăm. Zic, Ștefan Nicoleta mă numesc și vroiam să-l întreb ceva pe domnul primar, pentru că de mult intenționam să încep să iau legătura cu dumnealui. Am o problemă care
Bănuiesc că dânsul o să mă poată ajuta să îi găsesc un răspuns. Întâmplător, nici nu era cazul de altfel, pentru că eu apreciez foarte mult lucrurile care dumnealui a reușit să le facă în orașul nostru. Întâmplător, astăzi mi-a făcut o demonstrație și nu pentru că aș fi avut îndoiel că în orice situație nu s-ar fi întâmplat la fel. Dumnealui astăzi intra în curtea primăriei și până s-au deschis porțile, blocase cumva trotuarul. Eu m-am oprit, dumnealui a sesizat și a dat mașina înapoi și mi-a dat voie să trec, pentru că, în mod firesc, era dreptul meu, prioritar. Ok, hai să vedem exact problema pe care problema pe care este următoarea, că eu nu înțeleg ce se întâmplă pe Mihail Gogălnicianu, o stradă care inițial m-a durut sufletul când s-au tăiat copacii, după aceea am înțeles că au făcut lucrul acesta ca să o lărgească. Și nu înțeleg cine dă dreptul cetățenilor care au mașini să le parcheze pe trotuar, astfel încât să-ți agăți hainele, geanta, părul, în crengile copacilor, în garduri și așa mai departe, câtă vreme strada acum este mult mai lată, pentru că dacă eu nu am loc să trec și ies pe șosea, șoferii mă claxonează, poate chiar mă și înjură, de ce să nu fim sinceri. Și nu înțeleg cine se ocupă de lucrul ăsta și aș vrea tare mult, mai ales că o să înceapă iară școala, să aibă cineva grijă și de strada asta, că vă spun sincer, este singura care efectiv îl lasă de dorit în ceea ce se întâmplă acolo. Vă mulțumim foarte mult, doamnă, pentru telefon. O seară plăcută vă dorim. Da. Primul rând îi mulțumesc, doamne Ștefan, pentru că a avut curajul să ne spună cu cine vorbim, să-și declină identitatea și pentru aprecierile pe care le-a făcut. În al doilea rând, există o mare problemă pe care eu nu sunt nu suficiente înțeleg. Locuri de parcare, domnule primar, sau e vorba de lipsa de educație vorba de parcare, anumitor e vorba de parcarea mașinilor pe trotuar. Da. Eu am vorbit de mai multă vreme cu, să zicem noi, specialiști de la poliția rutieră. Și mi-a spus, surprinzător, că în codul rutier scrie că mașinile pot fi parcate pe trotuar și pe trotuar dacă rămâne o fâșie, o fâșie de cel puțin un metru distanță pe care se poate circula de către pietoni. Unde există indicatoare în acest sens. Și nu știu dacă trebuie să existe și indicatoare, dar pe Gogălnicianu, clar, nu cred că mai rămâne un metru dacă parchează o mașină pe trotuar. Aici Poliția Națională, deci Poliția Rutieră trebuie să ia măsuri, mai nou în ultima perioadă, printr-un protocol destul de sofisticat care a fost întocmit între Poliția Locală și Poliția Națională, se pare că și Poliția Locală poate să ia măsuri cu anumiți conducători auto, mai ales în situații statice, cum ar fi de parcări. Și acum eu o să trimit Poliția Locală să ia măsuri cu cei care parchează pe trotuar și blochează tot trotuarul. Dacă trotuarul este foarte lat, are 3 metri, și vine o mașină de 1,80 m. Nu e nicio problemă, rămâne 1,20 m. Dar dacă cu mașina blochezi tot trotuarul, mai ales pe Gogălnicianu, unde circulația și pietonală și rutieră este foarte puternică, nu este normal. Și atunci o să-i trimit să-i atenționeze întâi și după aia să-i amendeze pe cei care parchează pe trotuar. Dar, repet, nu înțeleg care este cadrul legal și tot insistam în sfârșit, nu știu dacă pot să promovez și o hotărâre în Consiliul Local care să interzică parcarea pe trotuar sau să fie permisă doar în anumite condiții în care trotuarul este foarte lat. Altfel să nu fie permisă. Și să lași o porțiune de un metru, așa cum prevedea cel puțin și cred că prevede în continuare codul rutier, porțiune de un metru cu luare de trecere. Mai sunt și străzi, mai este să întâmplă același lucru pe strada Griviței, mai jos de intersecția cu Bulevardul Culturii, unde, într-adevăr, sunt puține locuri de parcare acolo, dar în parcarea din spate blocurilor de la Milia, totuși se parchează pe trotuarul din dreapta, acum coborâm, mașini pe toată lățimea trotuarului, nu mai rămâne nimic. Și pentru că tot a deschis, doamna, acest subiect, ar face față Poliția Locală, pentru că spuneți că vreți să implicați Poliția Locală în aceste acțiuni, ar face ei față numărului mare de mașini parcate pe trotuar, pentru că dacă mergi prin Este evident că va fi foarte greu, pentru că noi avem o patrulă de 2 polițiști. Ori polițiștii ăștia deja se ocupă și cu blocarea mașinilor parcate neregulamentar, cu caracatița. Dacă se mai ocupă și de mașinile parcate pe trotuare, deja va fi destul de mult pentru ei. Deci trebuie neapărat Poliția Rutieră să-i ajute. Deja cred că ar trebui polițiști locali să nu să supravină, dar vedeți, am zis Poliția Rutieră să-i ajute și nu invers.
deși normal trebuia poliția locală să ajute poliția rutieră. Dar ține și de atitudinea asta. Trebuie să-i ajute totuși, nu? Că, da. Noi suntem poliția locală și noi suntem mai, poliția locală e mai aproape de comunitate decât poliția națională. Asta păcat e că sunt insuficienți. Asta e concluzia pe care o trag eu văzând activitatea lor. Dar ține și de atitudinea asta noastră a românilor, pe care o remarcăm în jur destul de des, din păcate. În momentul în care ai treabă în punctul X, tinzi să-ți parchezi mașina fix în dreptul acelui punct. Nu contează că vorbim de trecere de pieton, că vorbim de trotuar, că vorbim de loc destinat persoanelor pentru handicap. Nu are niciun fel de relevanță pentru foarte mulți conducători auto. Din păcate. Vedeți, aici trebuie să refuncționeze și respectul față de ceilalți și față de oraș. Iar dacă respectul nu funcționează, el trebuie impus cu niște legi foarte clare, cu sancțiuni. Așa cum s-a impus și în Germania și în Turcia. Numai așa vom avea o disciplină clară, serioasă și în ce privește circulația și în ce privește alte aspecte ale vieții în comun. Sper eu cel puțin să văd cât mai mulți polițiști de la rutieră și polițiști locali în teren și luând măsuri împotriva situațiilor de genul prezentate de telespectatoarea noastră. Mai luăm acum un telefon, domnule primar. Alo, bună seara! Alo! Bună seara, vă ascultăm! Alo! Rumâine, Cetar Cerbănescu mă numesc, sunt din Câmpina, Constantin Stere. Da. Aș vrea să-i adresez domnului primar o întrebare. În fața porții locuinței mele există un indicator, opțiunea interzisă cu ridicare, deci cu confirmare de oprirea interzisă. Deci eu sunt localnic. Eu întotdeauna am respectat, cum spunea dumnealui, să lași. Dacă oprești pe trotuar, să lași distanța între gard și mașină, să poată să treacă o bicicletă, un cărucior cu un copil, un 2-3 pietoni. Da. Eu n-am înțeles ce înseamnă. Eu sunt riveran, deci eu îmi opresc mașina în fața porții. Ce să fac acum? Să opresc pe partea cealaltă a vecinului sau cum să fac? Nu aveți un loc în curte în care să o amplasați? Un garaj? Un garaj sau... Un teren în curte? Un pic, am și garaj, am și loc în curte care înseamnă o servitute. Da. Pe care mai circulă cineva, deci înseamnă să ne plimbăm. Eu sunt vecin cu consilierul dumneavoastră, cu domnul Dulă. Da. Deci, și nu puteți amplasa mașina în loc pentru că... E ceva de nedescris, adică vă dați seama, am fost... E ceva, mi-e rușine, lucrez în administrația publică, mă cunoaște, deci știți despre cine e vorba, nu spun cine sunt. Bine, acum dacă există acel indicator de oprire interzisă cu tabliță pentru ridicarea mașinii sau pentru blocare, ea funcționează pentru carosabil, nu funcționează pentru trotuar. Deci înțeleg că pe trotuar, după cum spune poliția rutieră, puteți parca mașina. Dar vă dați seama că mi-e rușine de în fața porții și am avut atenționare de la multă lume. A zis, uite bă, ăsta care face, aplică legea, oprește mașina la indicator. Păi bine, dar din câte știu eu, nu știu dacă știu, rețin foarte bine. Pe Constantin Stere sunt indicatoare de oprire interzisă doar pe o parte a străzii, pe cealaltă nu. Pe partea dreaptă cu confirmare. Da. Și pe partea stângă nu. Pe partea stângă nu, dar vecinul... Atunci opriți pe partea stângă, nu? Eu opresc cu vecinul mașina în porți. În regulă. Nu, da, numai puțin dacă se opresc mașini și pe parte și pe alta, chiar că se păi se strangulează acolo, la blocurile. Să știți că aia e soluția, la blocurile după Constantin. Atunci trebuie să opriți... Pe o singură parte. Vă promit, domnule, că într-o emisiune viitoare îl voi invita aici în studio pe șeful biroului Poliției Rutieră Câmpina, pe domnul Cornel Dăncescu, pentru că se pare acest subiect este de maxim interes pentru câmpineni. Domnul primar se ocupă de administrație, este și șofer, dar pe plan secund, să spun așa. Nu știu în ce măsură puteți dumneavoastră să luați măsuri în afară de a discuta cu cei de la rutieră și cu poliția locală pentru a rezolva această problemă pe care iată au semnalat-o mai mulți telespectatori. O seară bună vă doresc!
Da, ar fi bine să invitați și pe directorul Poliției Locale, împreună cu șeful Poliției Naționale sau cu șeful de la circulație, pentru a aborda ambele activități ale Poliției Locale și ale Poliției Naționale privind circulație. Nu vreau să treacă această emisiune, domnule primar, fără a aborda un alt subiect, spun eu, de maxim interes pentru Câmpina și pentru câmpineni. Am să vă rog să-mi permiteți să citesc câteva cuvinte. La un cutremur de 7 grade pe scara Richter, 9 blocuri de locuințe din Câmpina s-ar putea face una cu pământul. În urma expertizării tehnice a imobilelor cu bani de la bugetul de stat, acestea au fost în cadrate ca grad de periculozitate la clasa 1 de risc seismic, asta însemnând că prezintă pericol major de prăbușire în caz de cutremur puternic. Soluția pe care autoritățile au găsit-o constă în evacuarea proprietarilor de apartamente și mutarea lor temporară în două blocuri tampon ce vor fi construite pe strada Nicolae Bălcescu. Este o situație cu care se confruntă, domnul primar, la momentul de față Câmpina. Da. Sunt, cred că aceste 9 blocuri pe care eu le-am menționat nu sunt singurele în Câmpina care, din păcate, riscă să aibă de suferit în cazul unui cutremur. Da, pentru mine... E un subiect... Subiectul unui cutremur constituie un pericol foarte mare pentru municipiul Câmpina. Pentru că avem câteva blocuri, așa cum spuneați dumneavoastră, cu buline roșie, care s-ar putea prăbuși atunci când vom avea, dacă vom avea, sperăm să nu avem, un cutremur deși, foarte puternic. Deși, din ce am văzut pe posturile naționale, România, implicit și Câmpina, riscă să treacă prin așa ceva în următorii 30 de ani. Da, acum trebuie să vă spun, fiind de mai multe vreme administrația publică locală, la primărie, că în decursul timpului au fost niște tentative în diferite mandate de rezolvarea problemei. Din păcate, în momentul în care aveam bani de la guvern, pentru consolidarea blocului a 6, de exemplu, care este cel și mai blocurilor de pe Eminescu 6, 8 și 10, locatarii de acolo n-au vrut să se mute într-un bloc pe care noi l-aveam aproape gata, blocul E11, E13, ca să-l consolidăm. Noi am luat locuitori în judecată, cetățeni în judecată, am câștigat, dar între timp blocul a fost repartizat de Consiliul Local ca locuințe pentru tineri sub 35 de ani și n-am putut să mai consolidăm blocul cu bani de la guvern. Acum am reluat problema care este foarte serioasă și vom face în curând licitație pentru construcția două blocuri de necesitate undeva în curtea la Ira, în spatele curții de la Ira. Sunt foarte multe persoanele, domnule primar, care, cel puțin din ce am stat noi de vorbă în urmă cu câteva luni de zile, persoane care refuză să se mute în aceste blocuri tampon, cum sunt ele denumite. Spun că preferă să suporte consecințele unui eventual seism decât să plece din casele lor. Pot fi ei forțați, constrânși? Da, ei pot fi forțați și dacă avem acordul la jumătate plus 1 dintre proprietari, blocul va fi consolidat și ceilalți vor fi obligați să-l părăsească. Acum eu apelez la toți locuitorii care au locuințe acolo, în aceste blocuri, să înțeleagă că este spre bine dumnealor, că atunci când vom avea blocuri de necesitate să se mute acolo, noi vom ajuta familiile respective să facă acest transport de bagaje, înainte și înapoi, pentru că blocul dumnealor după aceea poate să fie consolidat. Altfel nu se poate consolida și din nefericire cei care nu vor să plece de acolo pun în pericol viețile și celor care vor să plece. Și iată, nu mi se pare normal să sufere unii pentru alții. Iată, tocmai a sunat un telespectator, nu a dorit să se intre în direct, dar a lăsat întrebarea colegilor mei. Apropo de acest subiect pe care l-am deschis, când urmează să intre în proces de consolidare blocurile de pe strada Mihai Eminescu? Și pentru că tot vorbim despre acele blocuri, știu că la un moment dat existau acele buline roșii, cum sunt ele cunoscute, care indicau faptul că respectiva clădire prezintă risc seismic ridicat. Au dispărut. Au dispărut, presupunem că au fost scoase de către proprietarii din acele blocuri, pentru că o bulină roșie pusă pe un bloc scade foarte mult valoarea apartamentului și cei care doreau să le vândă nu erau mulțumiți în acel moment. Deci au scos cumva bulina roșie,
deși pericolul de prăbușiar blocurilor rămâne pentru aceste blocuri. Acum, în momentul în care vom avea două blocuri de necesitate gata, eu sper să le avem anul viitor, vom cere bani de la guvern, pentru că așa zice ordonanța 20 din 1995, dacă nu mă înșel, pentru consolidarea blocurilor în care stau cetățenii în acest moment. Dacă nu vom primi bani și vom avea cadrul legal, eu zic că o să propun Consiliul Local chiar să, cum să zic, să cedeze o sumă de bani pentru consolidarea lor, urmând ca după aceea să o primim de la guvern. Pentru că problema asta e foarte importantă. Mă gândesc că asta este o chestiune care nu mai suportă, amânare. Deja a fost amânată și în momentul în care vom porni această acțiune, vom merge pe principiul primul sosit, primul servit. Spre exemplu, deci dacă cei din blocul a 6, de pe o scară, nu doresc să le consolidăm bloc. În schimb, cei de la din blocul 6 și 8, de exemplu, doresc să le consolidăm, îi mutăm pe dumnealor în blocurile necesitate. Blocul a 6 de pe strada Schelelor a fost construit în 1965 și a fost grav afectat în urma cutremurului din 77. Exact. Deja dacă te uiți la el, vezi că forma nu mai este Avea niște crăpături, nu știu dacă mai sunt crăpături, avea niște crăpături foarte urâte în pereți laterali. Bun, când ar trebui, domnule primar, să înceapă aceste lucrări de consolidare? Că până la urmă anul viitor vor începe, iar până anul viitor noi sperăm într-un an de zile să construi blocurile de necesitate la Ira. Vor fi blocuri moderne. Eu zic că locuitorii din blocurile vechi afectate de cutremure vor fi încântați să locuiască măcar temporar niște blocuri noi, după care și blocurile dumneavoastră vor arăta foarte bine că vor fi consolidate, vor fi și zugrăvite și se vor muta cu plăcere în apartamente. Ce se va întâmpla cu acele blocuri tampon ulterior? După ce vom termina tot această permutare de locuitori, de proprietari, probabil că Consiliul Local le va distribui fie pentru tineri sub 35 de ani, fie ca locuințe cu chirie pentru solicitanți, pentru că avem în continuare 100 și ceva de cereri de locuințe cu chirie, pe care nu le putem onora, din păcate. Am înțeles, până una alta, până încep aceste lucrări de consolidare în 2014, spuneați dumneavoastră, nu pot decât să spun să ne ferească Dumnezeu de un cutremur de magnitudine mare. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Telespectatorii, voi în continuare să intre în direct cu dumneavoastră. Data viitoare, la următoarea emisiune, cu siguranță vor avea și ei șansa. Încă o dată vă mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră, domnilor, domnilor, că ne-ați urmărit. O seară plăcută vă doresc în continuare. La revedere!